Corina și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube / pagina de Facebook Corina's DIY. Astăzi o să învățăm să brodăm un alt model de trandafir. Știu că v-am mai arătat cum se brodează trandafirii, însă acesta este un model mai deosebit. Mie îmi place mai mult decât celelalte modele și m-am gândit să-l împărtășesc și cu voi. Este un model de trandafir puțin mai ieșit în relief și mai definit decât celelalte. Drept urmare și efectul pe care îl dă este mult mai frumos. Acestea fiind spuse, haideți să începem proiectul. Pentru acest proiect voi folosi gherghef și pânză, ac pentru brodat, muline sau mulin, cum îi spuneți voi, creion, farfecă.
Thank you.
like și să vă abonați la canalul de YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare cu un nou proiect. V-am pupat!